considerată de mulți drept unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii, Budapesta este un oraș în care turismul este bine dezvoltat. Numărul celor care aleg Budapesta ca destinație de vacanță sare cu puțin peste 2 milioane anual. Budapesta este împărțită în 23 de diviziuni administrative, dar poate fi împărțită mai ușor în Buda și Pesta. Cele două părți pot fi foarte ușor considerate două orașe diferite. Buda, de partea vestică a Dunării, și Pesta, de partea estică. Formează împreună un tot unitar, deși sunt diferite. Poporul maghiar este foarte mândru de capitala țării, care a avut de-a lungul timpului o contribuție importantă în peisajul cultural european, în special în muzică, un limbaj universal pe care nu trebuie să-l vorbești pentru a-l aprecia. Puțin agitația orașului deoparte pentru a ne apropia de locul și lucrul care ne leagă cel mai mult de Budapesta. Podul cu lanțuri a fost prima legătură permanentă peste Dunăre dintre Buda și Pesta. Podul cu lanțuri găzduiește cel mai mare festival din timpul verii din Budapesta, numit chiar Vara pe podul cu lanțuri. Podul are o lungime de 375 de metri și o lățime de 16 metri. Există și două statui a unor lei care stau de straje la ambele capete ale podului. Se spune că artistul a uitat să sculpteze limbile leilor, iar în timpul ceremoniei de inaugurare, un copil a făcut o remarcă la acest aspect, iar sculptorul a devenit foarte neliniștit și s-a aruncat de pe pod în Dunăre. Clădirea Parlamentului Ungariei este locul în care se întâlnește adunarea națională. Este una dintre cele mai frumoase clădiri legislative din Europa și a treia clădire ca mărime din lume ce găzduiește un parlament național. Cetățenii Uniunii Europene pot vizita clădirea Parlamentului gratuit dacă fac dovada naționalităților. Pare să fie o capitală ceva mai curată decât a noastră, însă nu e totuși un etalon. Până la urmă aici trăiesc 2 milioane de locuitori, iar la noi 4, aproape 4. E normal ca la noi să fie de două ori mai multă mizerie, nu? Nu, nu-i normal. Situată pe Dunăre, insula Margareta are o lungime de 2,5 km și este un obiectiv turistic ce atrage o mulțime de turiști. Am ajuns pe insula Margaretelor și mă gândesc că dacă ai noștri ar putea face pe Dâmbovița o insulă a panseluțelor, cred că ar fi foarte fericiți.
Circulația cu mijloace de transport motorizate este strict interzisă. Excepție face o singură linie de autobuze și mașinile de poliție. Pare să fie o decizie extrem de înțeleaptă, deoarece insula Margareta a devenit principalul loc de recreere din Budapesta. În cazul în care vizitați această insulă, veți găsi aici câteva restaurante foarte drăguțe, dar și două hoteluri luxoase cu băi termale, o mică grădină zoologică, dar și niște ruine ce datează încă din secolul al XIII-lea. Cosmopolită decât Praga, mai romantică ca Varșovia și cel puțin la fel de frumoasă, Budapesta se situează pe Dunăre la confluența dintre Marea Câmpie Panonică și dealurile Buda. Biserica Matias se află în Buda și este unul dintre principalele obiective turistice din capitala Ungariei. Biserica se află pe locul unei alte biserici construite pe vremea regelui Bela al IV-lea între anii 1255-1269. Aceasta a fost reconstruită de mai multe ori. În timpul domniei regelui Matias, după numele căruia a fost și numită biserica, au fost adăugate capele laterale, dar și un oratoriu pentru familia regală, precum și noul turn al bisericii din partea de sud. În acest turn erau adăpostite arme ale lui Matei Corvin, ce datează din 1470. Acum, aceste arme se găsesc în interiorul bisericii. Bastionul Pescarilor. Ca parte a lucrărilor de renovare ale cartierului ce găzduiește Palatul Regal din Budapesta, a fost construit și Bastionul Pescarilor în anul 1905. Există două explicații despre originea numelui. Unii oameni spun că o piață de pește se afla în apropiere în Evul Mediu și de aici se trage numele Bastionului. O altă explicație pornește de la presupunerea că breazla pescarilor a apărat această parte a zidului castelului. În ciuda faptului că este numit un bastion, de fapt construcția este o terasă care oferă o priveliște uimitoare. Palatul Regal. Palatul Regal a fost distrus și reconstruit de mai multe ori.
Regele Bela al IV-lea a început construcția castelului în secolul al XIII-lea după invazia mongolilor. Palatul original a fost construit în stil gotic și a continuat să fie extins timp de 300 de ani. Epoca de aur a palatului a fost în timpul domniei regelui Matias. A fost total distrus în anul 1686, când armata Habsburgilor a eliberat Buda de sub ocupația otomanilor. Habsburgii au construit un palat nou, mai mic, în stil baroc la începutul secolului al XVIII-lea. Acesta a fost din nou afectat în timpul războiului de independență din 1848. Următoarea reconstrucție aproape că a dublat dimensiunile palatului și a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea. În 1945, palatul a fost ultimul loc în care trupele germane din Budapesta s-au retras înainte de a fi înfrânte. Dealul Gellert este o rocă mare înaltă de 140 de metri care se înalță deasupra Dunării în Buda. Asta a fost întoarcerea din trei mișcări pe Dunăre. Dealul Gellert și-a primit numele după cel al episcopului Gellert, care a venit în Ungaria, din Italia, spre a-i creștina pe unguri. Câțiva păgâni l-au băgat într-un butoi pe episcop și l-au aruncat de pe deal în Dunăre. Acum începe proba de 5.000 metri scări. O statuie mare ce ține o cruce în mâna dreaptă se află pe partea nord-estică a dealului, cu fața spre podul Elisabeta. Nu sunt chiar 5.000 de metri, sunt vreo 4.884, dar fiecare metru merită cu desăvârșire. Dealul Gellert are de asemenea un rol important din punct de vedere hidrologic. O parte importantă a rezervei de apă potabilă a Budapestei este stocată într-un rezervor în interiorul dealului. De Ziua Națională a Ungariei, focurile de artificii sunt lansate de pe acest deal. Citadela. Habsburgii au fost cei care și-au dat seama de importanța strategică a dealului și au construit o fortăreață în vârful dealului după ce au suprimat Revoluția din 1848 și Războiul de Independență. Guri de tun au fost amplasate pe deal și ținteau spre Dunăre. Scopul citadelei era să amintească rebelilor ungari cine conducea cu adevărat țara în acele vremuri. Citadela era cel mai disprețuit loc din Budapesta și ungurii o numeau Bastilia Budapestei. Habsburgii au predat-o consiliului local la sfârșitul secolului al XIX-lea și anumite părți din ea au fost distruse în mod simbolic. De atunci, citadela a servit mai multor scopuri. A fost închisoare, adăpost temporar pentru cei fără casă, locul unei baterii antiaeriene și, din anii 60, fortăreața este unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Budapestei. Începe ploaia, asta înseamnă bogăție, să vedem dacă pentru Ungaria sau pentru canalul meu de YouTube. Vă rog, abonați-vă, vă rog, abonați-vă.
Budapesta este un oraș și o capitală unde cu siguranță aveți ce vedea. Și-a păstrat eleganța, stilul, spre deosebire de a noastră, în care fiecare a construit cum a vrut, cum a putut, cum a știut, cum a prins, cum nu a prins, cum s-a descurcat. În fine, are multe de oferit pentru vizitatorii ei. În schimb, să vă pregătiți, pentru că este destul de scump. Nu aș vrea să ratez ocazia de a filma Budapesta noaptea, pentru că am înțeles că este minunat. Așa că am să vă arăt Budapesta noaptea. Și când să plec? Nu cred că vă mai arăt Budapesta noaptea. Capitala Ungariei este unul dintre cele mai încântătoare orașe ale bătrânului continent. Natura este foarte darnică cu Budapesta, peisajele din oraș și din jurul acestuia fiind extrem de frumoase. Din punct de vedere arhitectonic, Budapesta este un diamant cu influențe din stilul baroc sau neoclasic. Aproape fiecare clădire are anumite detalii interesante, de la bazoreliefuri neoclasice până la găuri lăsate de gloanțele din al doilea război mondial. Haideți că am avut noroc și am prins și Budapesta noaptea. Adevărul că fără aceste imagini clipul n-ar fi fost întreg. Budapesta urmează un curs normal de dezvoltare, păstrând în același timp aerul care îl face atât de frumos.
România, să știi că mi-e dor de tine.